Salutare, meu, cu voi este Turza Diesel și astăzi vreau să fac un nou unboxing, anume la o locomotivă la fel de specială, 060DH8. Țin să menționez înainte să fac unboxing-ul că eu această locomotivă am cumpărat-o dintr-un magazin fizic, anume de la Muzeul de Trenulețe din Hunedoara. De aia nu este împachetată, este doar în cutia ei originală. Deci cam așa arată cutia. 950 de lei. Ediție limitată, serie limitată. Bun, hai să ne apucăm să o deschidem. Da, deci aici avem locomotiva foarte frumoasă, nouță. Detaliile. Hai să vedem cum o scoatem. Scot detaliile. Și acum scot buretele. Și aici avem locomotiva. Uitați-o. Ce frumoasă e. E detaliată, ca în realitate, mă că există câteva pro-uri și contra-uri. Minusuri ar fi că am încercat să pun goarnele și intră foarte, foarte greu. Am încercat să le lipesc și nu prea mi-a ieșit. 2. Cupla aceasta nu este ca la aia, de exemplu la aia, acolo era complet, era nu numai cârligul, era și cuiul. Altceva. În acest pliculeț nu am găsit plug de rezervă. Pentru că eu, de exemplu, dacă folosesc o garnitură care o cuplez la locomotivă numai pe partea asta, eu pe partea asta aș vrea să arate frumos, realist, să nu fie spațiul acesta pentru port cuplă. Aș vrea să fie doar plugul. Bun, și altceva este că osile, roțile de fapt, nu sunt ca în realitate, nu au spițele acelea specifice de aului. Cam acestea ar fi specificațiile. În rest, locomotiva e foarte frumoasă. Și altceva, de fapt, asta și la ea era o problemă. Și aș vrea să se facă acolo înăuntru, după cum vedeți, să fie ceva, adică o foaie, nu știu, un fel de plastic, să nu se vadă așa pur și simplu negru, să se vadă motorul. Bun, să punem cuplele. Bun, hai să vedem cum aș putea eu să pun ștergătoarele. Deci o să încerc să iau cu patentul. Bun, a doua încercare. Am reușit. Cam atât a fost și cu acest unboxing și review. Voi face și un episod în care vă voi arăta și cum rulează. Și până atunci vă doresc o zi frumoasă.